Arde pădurea. Vedeți voi, dragii mei, că pe lumea aceasta se întâmplă multe lucruri pe care istoricii nu le scriu în cărțile lor. Deși ele fac parte din viață și, prin urmare, sunt fapte vrednice a fi pomenite chiar în istorie. Pe unele din ele am să vi le povestesc pentru că le cred interesante și pentru voi. Întâi, pentru că istoria nu fac numai voivozii și conducătorii și noi, oamenii de rând. Apoi, pentru că și voi, copiii, săvârșiți uneori fapte vrednice a fi cunoscute de toată lumea. Deci am să vă povestesc acum despre fapta unei fetițe din satul Horotnicul de Sus, județul Suceava, dar mai întâi, dragii mei, trebuie să știți că pădurile alcătuiesc o foarte importantă bogăție a țării. Copacii, brazi, stejari, faci, plopi cresc în țara noastră, mai ales în munți. Acești arbori ne sunt foarte trebuitori pentru construirea caselor, pentru fabricat mobila, paturi, scaune, mese. Tot cu lemne se încălzesc iarna multe case. Chiar hârtia pentru cărți și caiete este făcută din lemnul copacilor crescuți în pădure. Și mai trebuie să știți că arborii cresc încet. Unui plop îi trebuie 50 de ani ca să fie un arbore bun de tăiat, iar unui stejar sau unui brad îi trebuie și 100 de ani. Deci, vedeți voi, dacă acum ați planta un brăduț, abia nepoții voștri dacă ar putea face un scaun, o rămasă din el. Dar ce minunat de frumoase sunt pădurile! Arborilor țin răcoare vara și cald iarna, atrag ploile, curăță aerul, adăpostesc cerbii, căprioarele, urșii, păsările. Prin poienele codrilor crește iarbă bună să pască turmele de oi și cireșile de vaci. Iar oile și vacile alcătuiesc și ele o mare avuție a țării. De aceea trebuie să ocrotim pădurile cu cea mai mare grijă, să plantăm în fiecare primăvară alți arbori în locul celor tăiați ori dopărâți de furtuni, să nu rupem crengile ori frunzele, că și pe copacii doare. O creancă ruptă e ca o rană pe trupul unui copac, iar rănile îi fac să tânjească, să crească mai încet. Și spun aceasta pentru că mai sunt destui copii și oameni năpăsători, orăi, care distrug copăceii tineri, așa, din joacă, din neștiință ori din răutate. Și acum să ne întoarcem la povestirea făgăduită. În ziua de 15 iulie 1980, fetița Adriana culegea fragi din pădurea de lângă satul ei, Horotnicul de Sus. Avea pe atunci 10 ani și era elevă în clasa a 4-a. Căutând fragi, s-a afundat în pădure, din poiană în poiană. Se pleca și ciugulea frăguț, vrând un coșuleț. Soarele, în amiază, lumina și încălzea iarba, florile, frunzele copacilor și cetina brazilor. Fragii roz, cu mireasmă plăcută, cu gust dulce acrișor, o ispiteau și o bucurau. Își zicea: mult o să se bucure măicuța când o vedea că am cules un paneraș plin. A cui vacanță aș putea să mă joc, dar culesul fragilor e o joacă mai plăcută, aer curat, miros de flori, cântec de păsărele. Alți copii nu înțeleg asta, dar mie îmi place foarte mult în pădure. Copacii aceștia înalți, drepți, măreți, mistrași ca și florile, ca și iarba și chiar mai dragi. Dar trecând spre o altă poieniță, simți miros de fum înnecăcios. Apoi auzi niște pocnete, niște plesnituri, niște pârâituri ciudate, tot mai dese și mai aproape. Înaintând printre praz, descoperi un loc unde fumega cetina uscată, iar câteva flăcări izbucneau asemenea unor limbi roșcate de șerpi vicleni, ascunși sub frunzele ca fenii risipite pe jos. Întâi s-a speriat. Cine o fi aprins foc aici? De unde vine? Apoi, strângând pumnii, stăpânindu-și teama, a lăsat jos spanerașul și, scurmând cu degetele țărâna, a început să o arunce peste foc. Gemea dureros. Foc. Foc în pădure. Apoi striga tare. Arde pădurea. De
dar cine să o audă când pe aproape, în tot cotul, nu se afla nimeni. Vorbea singură. Dacă aș avea o lopată, dacă aș avea putere, o găleată cu apă. Și pe când se vedea slabă și neajutorată în fața flăcărilor care se prefăceau în vâlfâtăi de 3 ori mai înalte decât dânsa, se stârni o pală de vânt ca o aripă de pasăre uriașă, iar flăcările se agățară de o ramură de prad ca un stol de veverițe roșii, flămânde, săltând tot mai sus. Cetina prinse să ardă, prâind ca o mitralieră. Vai, vai, strigă Adriana. Și uitând de panerașul cu fragi, porni în goană spre sat. Alerga și vorbea cu sine însăși. Incendiu în pădure. Cine o fi făcut foc? Ori o fi aruncat un chibrit? Cine știe de când fumecă și pocnește în cetina uscată? Și acum, pe căldura asta, arde toată pădurea. Șoptea și fugea mereu. Până în sat erau câțiva kilometri buni. Dar ca un făcut pe cărare nu întâlnea niciun om, absolut niciunul. Alerga mereu, mereu, cât putea de repede. Picioarele începeau să o doară, îi se părea că din spate o ajung flăcările și ia prind rochița. Își arunca privirea înapoi. Vedea cum focul cuprindea tot mai mulți brazi, învăluindu-i în flăcări ca într-o pânză roșie zbuciumată de vântoasă. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. Plămânii parcă îi se goliseră de aer. Dar ea, Adriana, alerga șoptindu-și. Arde pădurea, arde brazii cei frumoși, nu mai pot. Inima, dar arde pădurea. Dacă o să cad, câți brazi o să mai cadă și ei? Să nu mă las, la gimnastică am trecut cu bine probele. Fuga, hai picioarelor, nu te lăsa inimă. Dacă iubești brazii, ajută-mă să ajung în sat. Dacă sar oamenii, sting pârjolul și salvează pădurea. Hai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. După goană, sau, cum ziceți voi, după un cross de aproape jumătate de oră, Adriana a ajuns la marginea satului. S-a oprit la prima poartă, s-a prins de scânduri să nu cadă și a strigat cât o mai țineau puterile și glasul. Lele Maria, arde pădurea, arde pădurea! Și căzu jos în fața porții plângând. Ce tot spui tu, copilo? S-a mirat femeia apărută în poartă, dar văzând fetița plânsă, sfârșită de oboseală și rotind privirea spre pădure, zări fumul înălțându-se în suluri răsucite spre cer, ca o năpastă, înspăimântătoare. Zise, ducând mâna la gură, tu, fetițo, ai dreptate. Miroane, a strigat ea către soț, vezi, arde pădurea, anunță oamenii. Tot satul să sară să o stingă. În scurt timp, sătenii se alarmară unul pe altul, anunțară pompierii și, în grabă mare, cu lopeți, cu topoare, cu greble de fier, cu găles pentru apă, alergară la pădure, zeci de bărbați și femei. Când văzură cum ard prasii, ca niște făclii, la mulți se umplură ochii de lacrimi și, cu dârsenie, se apucară de lucru. Înconjurară focul, toporâră copacii atinși de flăcări. Măturară cetina uscată ca să nu se mai întindă pojarul. Săpară șanț în jurul locului unde se înstăpânise incendiul. Bătură cu frunzare și cu măturoaie flăcările să le potolească. Aruncare țărână umedă peste jar, să-l înăbușe, să-l stingă. Și așa, muncind pe desor, toți într-o unire cu pompierii veniți cu pompe și sacale cu apă, incendiul a fost oprit și stins. La miezul nopții, oamenii au putut pleca spre sat. Au mai rămas pompierii de strajă să observe dacă n-a mai rămas pe undeva o scânteie. A doua zi, ducându-se la locul incendiului, Adriana a pășit prin cenușa și scrumul cald încă. Voia să vadă dacă nu găsește coșulețul cu fragi. L-a aflat ars, fragii scrum. Îi părea rău după coșuleț și după fragi, dar se bucura că a salvat draga ei pădure. Fapta Adrianei a impresionat pe toți oamenii din satul Horotnic. Comandanta de pionieri a lăudat-o pentru fapta ei, iar organizația i-a dat ca răsplată o carte și o pereche de sandale și o scrisorică. Să le poți cu plăcere, Adriana, și să fii totdeauna tot așa de curajoasă, de inimoasă și de îndrăgostită de frumoasa noastră pădure. Multe zile, copiii și sătenii din Horotnic au vorbit despre dânsa, lăudând-o așa cum merita și se cuvenea.